Odinioară de o rară frumusețe, conacul boieresc, grădina publică și renumita vinărie din satul Leontina, spitalul de sector Talmaza și spitalul de zemstvă Căușeni sunt doar o parte din faptele de înaltă probitate civică și patriotică lăsate posterității de către boierii mecenați Ana și Alexandru Efremov, oameni de o rară bunătate și cum se cădenie creștinească. Astfel, după ce au depășit mofturile deținătorilor de vite din partea de nord a târgului Căușenilor, care nici de cum nu voiau să cedeze cele 4 desetine de pagiști pentru construcția primii instituții medicale publice din localitate, 5 ani mai târziu, când pe locul Viran de altă dată se înălțau 4 blocuri spitalicești bine dotate, inclusiv blocul central cu sală de operații și cu săli auxiliare, cu 4 saloane pentru bărbați și 4 pentru femei, cu o capacitate totală de 30 de paturi, cu blocuri aparte în care activau ambulatorul, laboratorul, blocul administrativ. Atunci când în semn de recunoștință pentru această faptă de binefacere, Consiliul Județean de Zemstvă Bender, intenționat de a înveșnici numele și fapta boierilor mecenați Ana și Alexandru Efremov, prin montarea pe peretele din fața blocului central al spitalului a unei plăci memoriale, dânsii au refuzat cu politețe, motivând că nu este cazul când mai sunt atâtea de făcut. Orgolioși din fire însă, revenind la dezbaterea asupra acestei chestiuni, membrii Consiliului au decis totuși de a scoate din anonimat numele și fapta celor doi binefăcători, solicitându-le acestora de a da acordul ca în holul blocului central să fie fixate și portretele dânșilor, iar dacă nu, cel puțin chipul Sfintei Ana. O fi ajuns la materializare sau ba, decizia în cauză este greu de spus. Timpul a șters toate urmele. Ori era și firesc ca odată cu democratizarea vieții să fie reabordată și problema în cauză. Un prim pas în acest sens a fost apelul adunării generale a colectivului Spitalului Raional Căușeni către primăria urbei de a acorda uneia dintre străzile orașului adiacente acestei instituții numele Ana și Alexandru și de a declara blocurile istorice ale fostului spital de zemstvă, astăzi Spitalul Raional Căușeni, drept monumente istorice, apel care a devenit realitate chiar la următoarea ședință. Pentru ca doar peste câțiva ani, pe frontispiciul aceluiași bloc central al fostului spital de zemstvă, la moment local al secțiilor de oftalmologie și ginecologie, să-și afle loc și o placă comemorativă, așezată într-un veșnicia urmelor adânci lăsate în conștiința colegilor și în biografia Spitalului Raional Căușeni de către distinsul oftalmolog, poet și patriot, Alexandru Ghiderin. La ora actuală, fostul bloc central al Spitalului de Zemstvă Căușeni este în așteptarea unei reparații capitale spre a fi readus în circuitul de valori. Blocul fostului ambulator servește drept sediu al Agenției Teritoriale de Asigurări în Medicină. Cele ale fostului laborator adăpostesc secția de neurologie. Practic, numai blocul administrativ și-a păstrat destinația. Pe parcursul anilor, cu suportul bugetelor central și teritorial al organizațiilor donatoare internaționale, Instituția Medico-Sanitară Publică Spitalul Raional Căușeni Ana și Alexandru și-a lărgit baza tehnico-materială, spectrul de servicii prestate, au fost construite blocuri noi, ultimul fiind dat în exploatare în anul 1980. Astfel încât de la instituția modestă cu 30 de paturi, un medic, câțiva felceri și o asistentă medicală de odinioară să ajungă o instituție performantă cu 9 secții, 292 de paturi, autonomie funcțională în asigurarea cu apă potabilă, agent termic și energie electrică, cu 73 de medici, 188 de asistente medicale și 239 de lucrători de alte profiluri, de serviciile cărora anual beneficiază 11.000 de pacienți în staționar și 135.000 ambulator. În urma perfecționării continue a calificării cadrelor, sporirii calității serviciilor prestate, acum 7 ani Spitalul Raional Căușeni, pe atunci Spitalul Județean Tighina,
Printre primele în Republică a fost acreditat, iar în anul 2008 este reacreditat cu succes. Iar în aprilie 2003, instituția jubiliară de astăzi avea să găzduiască conferința a 6-a națională a ortopezilor traumatologi din Republica Moldova. O pagină aparte și-a înscris în biografia sa Spitalul Raional Căușeni și în zbuciumatul an 1992, când întreg raionul Căușeni se transformase într-un zid viu de apărare în calea elementelor criminale din întreg spațiul ex-sovietic, care poposiseră în raioanele din stânga Nistrului spre a atenta la independența și suveranitatea tânărului stat Republica Moldova, la libertatea și demnitatea noastră. Transformat în adevărat spital militar, Spitalul Raional Căușeni avea să cunoască toate nenorocirile prin care datul a fost să treacă apărătorilor patriei, în rândul celor 66 de martiri căușeneni care și-au adus viața la altarul independenței și integrității Republicii Moldova, fiind și lucrătorii instituțiilor medicale din teritoriu. Dotat cu un acut simț al datoriei, un comportament demn față de pacient, care îmbină compasiunea cu dragostea față de om, corectitudinea cu ambiția profesionistă, filon moral al medicinii naționale moderne, pășind în cel de-al doilea secol de activitate, colectivul Instituției Medico-Sanitare Publice, Spitalul Raional Căușeni, Ana și Alexandru, încearcă să se zidească în dezideratele testamentare lăsate posterității prin fapta întâi mergătorilor și întemeietorilor acestei instituții, prima nursă a căreia a fost chiar fiica generalului francez Eugène Poncet, nobila Ana Efremov Poncet.